Mi-e dor să mă merg la un ceai, să fiu liceanul bălai. Mi-e dor să mă merg la un ceai. Stimați telespectatori, suntem la băutul ceaiului. E un tabier pe care noi, Telemoldova Plus, ni l-am propus și ni l-am impus de altfel oriunde ne-am aflat. Cum știți foarte bine, în perspectivă, ne vom afla la Londra. Până atunci, dați-mi voie să-i spun bun găsit la Moinești sau la București sau oriunde în România, domnului Viorel Ilie. Domnul ăsta este un politic, a fost ministru, a fost senator, acum este într-o importantă instituție din București, o funcție de director, dar și implicat politic. Bine, bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație, e o bucurie spre final de an să pot să vă salut, să vă spun bun venit la Moinești, să salut telespectatorii Telemoldova și să transmitem și un gând bun de aici, de la Moinești. Am lăsat la urmă, domnule ministru, domnule prieten, calitatea de primar. Eu v-am cunoscut de la începutul primului mandat, ați avut două din câte mi-aduc aminte. Da. Ei, v-am cunoscut de atunci, după aceea m-a urmat cel de senator și apoi cel de ministru. Bine, cumva a fost senator și ministru pentru relația cu Parlamentul, dar ca primar eu am realizat implicarea dumneavoastră și încet, încet ați pornit motoarele, ceea ce a făcut și actualul și cel cu care ați atunci în calitate de viceprimar. Ați pornit, colaboratorul dumneavoastră de atunci, domnul primar actual. Dați-mi voie, deci, să vă întreb, a fost greu? Cum vi s-a părut calitatea de primar? Atunci ați pornit acest proiect de mobilitate urbană pe care domnul primar l-a finalizat și orașul arată foarte bine. Cum a fost calitatea? Ați mai vrea să... Nimic nu este greu. Mă gândiți cu plăcere la acea perioadă? Cu mare drag. Chiar cu oarece nostalgie, pentru că a fost cea mai frumoasă activitate publică pe care am desfășurat-o, aceea de primar al municipiului Moinești. Atunci și astăzi, cred că activitatea de primar este o interacțiune permanentă cu cetățenii, cu provocări, în fiecare zi o altă provocare și satisfacțiile sunt pe măsură. Și când ești implicat și faci lucrurile cu drag și cu bucuria când vezi zâmbetul concetățenilor, atunci nimic nu este greu. Este doar frumos. De câte ori am venit pe vremea aceea și apoi pe vremea domnului Valentin Vieru, am văzut echipă la primărie, am văzut oameni muncind, am văzut animație, ca să spunem așa, adică oameni în mișcare, ceea ce e foarte important pentru administrație. E foarte important pentru administrație și pentru celelalte domenii. Sunt puține domenii unde poți să excelezi solo, da, și de unul singur. Sunetul se aude mult mai frumos într-o orchestră și aș putea să mai dau și să dăm multe exemple de lucru în echipă și de frumusețea rezultatelor obținute într-o echipă. Aici la Moinești s-a lucrat într-o echipă. Bucuria pentru mine este cu atât mai mare cu cât fostul viceprimar este astăzi primar și continuă proiectele. Pe care l-a susținut de altfel. Am fost împreună în echipă și am văzut că și exact, acum sunteți... Cu siguranță, trecând peste barierele politice la vremea aceea, da? Și am considerat că el este cel cu care pot să fac o echipă aici la Moinești. Pentru că vremurile ne-au arătat că a fost o decizie corectă și bună pentru comunitate. Acest proiect de mobilitate de care numai ați amintit mai devreme, mi-amintesc cu drag că municipiul Moinești a avut primul plan de mobilitate din regiunea Nord-Est. La acel moment, mulți se întrebau pe cum, ce am cheltuit banii și de ce. Și ce va fi aceea mobilitate? Da? Cum va fi? Deci, aș închide cu o altă concluzie că lucrurile trebuie să privite în viitor. Și dacă aveam această viziune a ceea ce ni s-ar putea întâmpla sau ceea ce lucrurile și viața o cere, mâine, poimine, peste un an, peste 5, de ce nu peste 10 în administrație trebuie să gândim, atunci ele vin cu siguranță și rezultatele sunt pe măsură.
Domnule ministru, domnule primar, domnule prieten, cât de mult contează valoarea umană, implicarea și calitatea de om a acelui alesului, fie el aici, la nivel local, fie la nivel național, în tot ceea ce întreprinde ca politician, ca o funcție trecătoare de altfel. Dar iată că lumea încă vă știe de domnul primar și vă salută și am văzut că sunteți la evenimente alături de actuala conducere. Nu-i puțin lucru să lași loc și să în același timp să te simpatizezi, te respecte comunitatea. Da, vă mulțumesc și le mulțumesc tuturor celor care adresându-mă sau când mi se adresează îmi spun domnul primar și după aceea spun mă scuzați. Zic nu. Este într-adevăr o bucurie că își amintesc oamenii de mine ca cel care a fost primar aici și nu e mare lucru. Contează peste tot calitatea umană. Și am spus-o și știți că sunt curajos în a face niște afirmații. Din păcate, sentimentul este că de multe ori primează alte calități și nu calitatea umană în promovarea anumitor persoane pe anumite funcții publice. Deci, aș încheia așa cu o chestie, inima e inimă și pompează doar sânge și ne ține în viață, dar inima trebuie să pompeze și dragoste și empatie și multe celelalte. Și atunci lucrurile se fac omenește, cu drag. Sigur, pentru că eu repet mereu și am întâlnit prieteni care o întăresc în egală măsură, că nu rămânem pe lumea asta decât cu ceea ce dăruim, cu ceea ce facem, cu ceea ce înfăptuim. Și nu rămânem doar la familie, la copii, la casă. Mergem și spre ceea ce înseamnă o funcție, o implicare a unui ales, a unui om cu un mandat de, nu știu, de ministru, de într-o funcție administrativă la nivel național. Pentru că dacă nu ești conștient că ești util acolo și că trebuie să faci lucruri bune ca să te mai salute sau să te mai primească acasă concetățenii, pentru că dumneavoastră acum faceți naveta la București. Dar e important că atunci când veniți la Moinești, lumea să spună, exact cum spuneați mai înainte, bună ziua domnule primar sau domnule ministru sau domnule prieten. V-aș răspunde doar cu o observație generală că se întâmplă și am văzut astfel de situații, dar foarte rar, când unui om îi se propune o funcție și el o refuză din considerente de pregătire profesională, de moralitate chiar, dar sunt rare astfel de situații. Toată lumea aleargă să fie, să devină. Să devină, să fie ceva. Adresându-mă unor tineri din zona politică, le-am spus că da, politica te poate ajuta. Dar important este background-ul, pregătirea profesională și faptul că reușești tu să faci ceva. Deci întâi tu, ca persoană, trebuie să demonstrezi că ai făcut ceva în viață. Sigur, profesional, știu eu, exact. Implicat în viața socială. Nu știu, social. Da. Ai o activitate cumva recunoscută, măcar într-un cerc restrâns. Și de pe după aia vii să ai un sprijin și să fii promovat și într-o funcție publică. Și să speri sau să ceri sau să accepti. Pentru că au ajuns oameni în funcții publice care nu au această abilitate a managementului, a administrării unui lucru. Poate de aceea respectivul departament sau respectiva direcție nu funcționează și e clar că după un timp au apărut sincope și au fost nevoiți să plece sau să li se reducă mandatul de fie de care o fi. E important. Nu mai departe săptămâna aceasta, când vorbim, săptămâna din urmă, m-am felicitat că nu mai sunt în Parlament după tot ceea ce am văzut că se întâmplă acolo. Cum se poate așa ceva? Pe vremea dumneavoastră era așa în Senat? Deci, pentru mine ca om, vă spun și ne cunoaștem, suntem prieteni. Erați cu domnul Tericianu de foarte mulți ani, da, și ne știm. Pentru mine este o decădere fantastică. Lucruri care ar trebui să fie o emblemă pentru români, pentru România, anumite instituții, au ajuns într-un mod jalnic. Da, din păcate. Și s-ar părea că dacă acolo dialogul, discursul, polemica este atât de
era, să spun, ordinară, atât de dură, ca să nu zic altfel. Ce așteptări avem de la oamenii, era să spun, de pe Maidan, că mai era o zicală, că se ceartă unii ba, pe Maidan? Eu cred că trebuie să avem așteptări în continuare. Să avem așteptări de la toată lumea, pentru că probabil e o sinusoidă. Suntem undeva, eu sper că am ajuns partea de jos. Vom crește, da? Din nou? Credeți și, că anul 2024 și, e un an al alegerilor? Și că anul 2024 ne va arăta că românii înțeleg foarte bine, mult mai bine decât să așteaptă politicienii, poate să înțeleagă. Ei vor înțelege foarte bine și că trebuie să redevenim poate ceea ce am fost, adică să refacem aceste instituții, să le dăm respectul cuvenit. Sigur, și credibilitate, da. Și respect. Dar și respectul și cuvenit este atunci când oamenii se respectă. Când politicienii se respectă între ei, chiar și în interiorul aceluiași partid, nu mai spun când stai la masă. Stai la masă, ai argumente, îți susții un punct de vedere, frumusețea este să dezbați și la final să aleagă varianta bună. Să vedem varianta poate chiar, corectă și poate bună. Chiar disputa cu opoziția ar trebui să fie pe o altă formă de adresabilitate, să ducă la o construcție, nu? E da. Firesc să fie opoziție, dar cum să e? Fie spre că tonul face muzica, tonul, da? Tonul face muzica. Da? Iată că și aici e valabil și astăzi, da? E, tonul contează. Ai muzica cu tobe multe, cu trâmbițe, da. Cum am văzut eu și dat da, peste dar mână. Dar cred că am intrat prea profund într-o perioadă atât de frumoasă a anului și da. Încheiem un an și poate e bine să începem cu ce așteptări are un om politic de la anul 2024, iar la final să vorbim despre, să urăm, să ne gândim la da, deja v-am spus, așteptările noștri. Mele sunt aceleași. Așa, așteptări să dea Dumnezeu să redăm încrederea românilor, pentru că sentimentul și numai sentimentul meu, bazat pe niște cercetări, că sunt, am fost într-o continuă scădere a încrederii în Parlament, în instituții ale statului, fundamentale pentru funcționare. Și încrederea între oameni. Să avem mai multă înțelegere, să fim mai acceptabili, da? Cu ceea ce este în jurul nostru, dar totuși fiind critici atunci când trebuie. E nevoie, nu putem să acceptăm critici chiar orice. Critici constructivi, dacă da? Avem variante și soluții. Așteptările sunt foarte mari. Veți, toți românii cred că au așteptări mari în 2024. Veți opta pe zona politică în continuare cu... Sau nu v-ați gândit încă? Am intrat într-un confort, cred că în ultima perioadă, da. În ultimii ani. Nu era momentul. Care mă face să stau puțin detașat politic, dar implicat. Am înțeles. Dar implicat. Vom vedea cine va rezerva 2024. Atunci și președintele unui partid la nivel la Moinești. Da, da, sunt președintele PNL, filiala organizației Moinești și prim vicepreședinte la nivel de județ Bacău. Am înțeles. Deci sunt un politic. Sunt implicat, contribuit oricum. Da, dar profesional mi-am redescoperit. Păi sunteți inginer electro, din câte da, știu. Da, am terminat automatic. Automatic? Așa că într-o perioadă când e nevoie de astfel de specialiști, de oameni, până la urmă asta înseamnă profesia. Am ajuns să profesez și mă bucur că m-am redescoperit în această profesie. În care v-ați pregătit la o universitate importantă, Universitatea Politehnică da. Sau Tehnică din Iurghe Sache din Iași. Păi am vrut să vă completez când ați spus că ne întâlnim la Moinești, la București, ați omis Iașul. Iașul tinereților. Da, da. Eu cred că e momentul să vă mulțumesc pentru prietenie și pentru faptul că îmi dați această ocazie și să transmit un gând bun de sănătate, de dragoste, de împliniri, de zâmbet permanent, să trecem cu zâmbetul pe față chiar și atunci când avem încercări mai dureroase, mai grele și cred că vom reuși să avem un an 2024 frumos, așa cum
ne-l dorim cu toții. Să aveți sărbători binecuvântate, să aveți belșug, să aveți prieteni aproape mereu, familie și tot ceea ce vă doriți, într-un mulți ani și fericiți. Îi mulțumim, îi mulțumim domnului Viorel Ilie, vă mulțumim și dumneavoastră, un gând bun și la mulți ani. Și din partea noastră, echipa mobilă, Telemoldova Plus, de la Moinești, de la Iași, de la București sau de la Londra. De ce nu? Pentru că în scurtă vreme o să încercăm să fim acolo, în direct cu dumneavoastră. De ce nu? Vă mulțumesc încă o dată și la mulți ani. La mulți ani și noastră și tuturor telespectatorilor. Mi-e dor să mă merg la un ceas, să fiu liceanul bălai. Mi-e dor să mă merg la un ceas.